Mirela Nemțanu este un manager empatic și competitiv care a evoluat în carieră până la poziția de CEO, reușind să îmbine dorința ei de a face bine cu rezultatele, într-un domeniu în care acesta înseamnă mai mult decât cotă de piață și profit. Mirela a lucrat 20 de ani în corporații, iar din 2016 conduce Hospice, Casa Speranței, fundație care a introdus în România conceptul de paliație și care, de peste 30 de ani, se ocupă de îngrijirea paliativă a celor care suferă de boli incurabile. Astăzi, la Brilliant, vă invit așadar să o cunoașteți mai bine, pe Mirela Nemțanu. Mirela Nemțanu, îți mulțumesc pentru faptul că ai acceptat astăzi invitația mea la Brilliant. Este o bucurie să te întâlnesc. Mulțumesc tare, tare mult de invitație. Mă bucur să ne cunoaștem și sper că oricine ne aude astăzi și ne ascultă să fie interesat de povestea Hospice și să descopere lucruri frumoase. Numele tău este indispensabil legat de câțiva ani, mai exact din 2016, de Fundația Hospice, Casa Speranței, această organizație care reprezintă până la urmă pionieratul paliației în România și în același timp este cea mai mare fundație care de mai bine de 30 de ani acordă îngrijire paliativă gratuită tuturor celor care se află într-o situație delicată. Aș vrea să amintesc faptul că pregătirea ta generoasă în marketing, da, și funcțiile pe care le-ai ocupat an la rândul te-au pregătit îndelung pentru această misiune, poate chiar cea mai importantă misiune a vieții tale. Cum a fost drumul ăsta până aici? Adevărul e că a fost un drum, într-adevăr, până aici, dar cumva un drum care, natural, parcă tot ce s-a întâmplat în viața mea m-a condus către momentul ăsta, către Hospice. Și da, într-adevăr, de 7 ani aproape conduc Hospice. Eu, ca formare, sunt om de marketing și comunicare. Prima mea facultate a fost de marketing și comunicare, masterul tot în marketing. Aproape 20 de ani, într-adevăr, am lucrat în viața corporatistă. Un termen care e folosit mult peiorativ, dar eu vreau să zic că am mare drag și recunoștință pentru perioada aia, pentru că m-a ajutat să fiu ceea ce sunt acum. Și în viața mea corporatistă am trecut de la marketing, comunicare, către management, top management în companiile în care am fost și am realizat la un moment dat că cumva firul roșu care mi-a traversat toate etapele dezvoltării mele a fost partea asta de implicare în proiecte sociale. Și am avut norocul să fiu încă de la început într-o companie multinațională care a știut ce înseamnă CSR, deși în România la acel moment nu se știa ce înseamnă CSR, Corporate Social Responsibility. Ca atare am beneficiat de la început de foarte multă instruire, training-uri, suport, ajutor, metode de finanțare, cum le faci, cum le gândești, cum le planifici, tot felul de lucruri de acest gen. Firmele la care am lucrat n-au fost multe, pentru că nu-mi place să schimb des, îmi place să mă implic cât mai mult, dar au fost fiecare numărul 1 pe domeniul lor de activitate și atunci eram foarte căutați de diverse fundații care aveau nevoie de ajutorare și în timp am ajuns să mă implic prima oară din postura de finanțator, după aceea din postura de voluntar am și condus o altă fundație la un moment dat dedicată învățământului și educației, să fiu board member în diverse fundații și am ajuns ușor la un moment dat am realizat că spre bucuria și implicarea mea, pentru că îmi plăcea să mă implic și să descoper cât mai mult, să lucrez cu foarte multe cauze sociale. Am lucrat cu copii abandonați, cu educație, cu gender balance, cu cercetare, știință, cu victime ale violenței domestice. Dar, concret, propunerea de a prelua Hospice, cum a fost? De la început mi-au plăcut foarte mult. Mi-a plăcut cauza lor, pentru că tot timpul am avut așa o fascinație, unde este mai greu și unde este mai dificil și este mai multă treabă de făcut, acolo îmi place să mă implic și pentru mine personal, Hospice a fost cea mai grea cauză socială pe care am cunoscut-o, pentru că trăim într-o societate în care în continuare zona terminală este stigmatizată, izolată, lăsată deoparte și de sistemul medical, social, de toată lumea. Și atunci m-a atras foarte mult greutatea cauzei, lucru cu bolnavi incurabili, lucru cu cei aflați pe ultima sută de metri a vieții lor. Și după descoperirea cauzei, am început să cunosc Hospice-ul, am început să mă implic mai mult și am descoperit o organizație care pe mine m-a atras foarte mult. O organizație cu un impact mare, care într-adevăr, la modul real, făcea și face în continuare schimbare. Și au fost 4 ani de colaborare intensă, din perspectiva de finanțator, voluntar, tot felul de consultații pe care le-am oferit, astfel încât cumva
natural, în acest fir roșu care mi-a însoțit cariera de implicare socială, la un dat a venit întrebarea lor, hai, nu vrei să preiei hospice-ul? Și, ba da, ăla a fost momentul în care am ieșit din viața mea corporatistă și a început o poveste frumoasă, o poveste care continuă de 7 ani, foarte dinamică. Hospice este mult mai dinamic și mult mai solicitant decât s-ar putea înțelege din afară. Ce înseamnă paliație? Ce presupune această formă de îngrijire holistică acordată celor care au o durată limitată de viață? Mi-a plăcut foarte mult că ai spus holistică, pentru că ăsta este diferențiatorul pe care noi îl avem față de orice altă zonă de îngrijire medicală. Îngrijirea paliativă înseamnă acea îngrijire care trebuie acordată acelui bolnav care are două condiții cumulative. Are o boală incurabilă și are un prognostic limitat de viață. Pe zona de adulți ne-am focusat de la început doar pe cazurile oncologice metastazate. În schimb, pe zona de copii respectăm cu totul ce înseamnă principiile paliației, anume avem tot ce înseamnă boli incurabile cu prognostic limitat, fie că vorbim de cazuri oncologice sau non-oncologice. Avem tot ce înseamnă aceste boli rare, grele, genetice, cronic-degenerative, care nu lasă copilul să ajungă la tinerețe. Malformații de organi, tetrapareze spastice, distrofii musculare, fibroze chistice. E un spectru foarte larg și crunt de boli, care în România nu prea își găsește răspuns în ajutorare. Paliația este una din cele mai noi ramuri medicale. A apărut undeva prin anii 1960 în Marea Britanie, înființată de o doctoriță, Dame Cicely Saunders, care a înființat un hospice, primul hospice din lume, St. Christopher. Hospice cu care noi ținem de la început legătura. De altfel, ea a înființat acest hospice alături de o asistentă, Mary Bergens, care este membru fondator la noi. Și noi am avut norocul, datorită fondatorului nostru, Graham Perrolls, britanic ca origine, am avut norocul să ajungem de la început la acest prim hospice din lume. Și să luăm de la început că este cumva câteodată o uimire că în România există o fundație ca a noastră, care este, din punct de vedere al criteriilor de paliație, la nivel de excelență. Am avut norocul ăsta pentru că am lucrat de la început cu mama paliației, ca să spun așa. Asta se întâmpla acum 31 de ani. Am început în Brașov. Am început prima oară printr-o echipă mică, o asistentă și un medic britanic care au venit în România și au început să ajute oameni. De la acel moment, privind în urmă la cei 31 de ani care s-au scurs, am mers tot timpul pe două direcții. Odată, servicii acordate pacienților. Și suntem singura entitate din România care ușor, ușor a deschis servicii, am deschis noi specializări, noi cabinete, spitale. Avem două spitale construite exclusiv din donații, un spital la Brașov, care este primul spital de paliație din România, și un spital la București, care este cel mai mare spital de paliație din România. Am deschis în 2018 un centru lângă București, centru social dedicat copiilor cu boli incurabile. La Adunații Copăceni. La Adunații Copăceni. Și avem 5 orașe pe care le acoperim prin îngrijire la domiciliu. Deci tot timpul am avut această orientare și misiune prioritară în a ajuta pacienții. Dar pacienții sunt prea mulți. Și oricât am crește noi și oricât ne-am zbate și oricât ne-am chinui, sunt prea mulți. Aproximativ de-a lungul istoriei voastre, de câți pacienți v-ați ocupat? Am să spun exact. În primul an am avut 57 de pacienți. Apoi, ușor, ușor, am dezvoltat serviciile, am crescut, am început să integrăm și familiile în grija noastră, astfel încât acum am ajuns la o capacitate de aproximativ 5.000 de pacienți pe an, la care se adaugă aproximativ 10.000 de membri ai familiilor, pentru care avem diverse programe. Deci, cu totul, aproximativ 15.000 de pacienți pe an și până acum, în toată această evoluție pe care noi am avut-o, am avut grijă de peste 45.000 de pacienți și peste 100.000 de aparținători ai acestor pacienți. Nevoia este imensă. Înainte de pandemie, de exemplu, aveam undeva la aproximativ 170.000 de oameni care aveau nevoie de paliație. Acum, după pandemie, avem 192.000 de persoane care au nevoie de paliație. În doar 3 ani, practic, pe an a avut loc o creștere foarte mare. Cifrele cu totul sunt dramatice în România. Acum 10 ani aveam aproximativ 50.000 de persoane în fiecare an diagnosticate oncologic. Anul trecut am avut 100.000 de persoane, deci o dublare a numărului în doar 10 ani. Este imens. Iar față de nevoia asta,
Există la ora actuală mai mulți operatori de paliație, dar secvențial cu servicii mici. Există o singură entitate care oferă toate serviciile de paliație de care un pacient și familia lui are nevoie, Fundația noastră, Hospice Casa Speranței. Dintotdeauna ne-am preocupat și de unul la mână, dezvoltarea cadrului de funcționare, tot ce există la ora actuală, în privința metodelor, protocolelor de clinice de tratament, cadrul legislativ, legile aplicate. Absolut. Formarea profesională a celor care se dedică. Deci odată cadrul legal și formarea profesională au fost făcute de către hospice. Până în prezent am instruit oameni veniți din 32 de țări, în special fostul bloc comunist. Ca acea abordare de neinteres față de persoane incurabile, cam existat în toate țările astea. Și atunci am mers tot timpul în paralel pe aceste două direcții, dezvoltarea serviciilor și să instruim pe acei oameni care pot mai departe să meargă să facă paliație. Organizația Mondială a Sănătății explică foarte clar care este rolul paliației în sistemul medical. Și Organizația Mondială a Sănătății spune așa, că în orice entitate ne uităm, avem trei categorii de oameni, indiferent că vorbim de o țară, de un județ, de oraș. Avem trei categorii. Populația sănătoasă, populația bolnavă cu potențial de vindecare și populația incurabilă. Și pentru fiecare dintre cele trei categorii, statul este obligat să ofere cinci direcții care se numesc Universal Health Coverage, drept universal la sănătate. Direcțiile sunt următoarele. Pentru populația sănătoasă, trebuie să se ofere programe de prevenție. Pentru populația bolnavă care are potențial să se vindece, diagnosticare precoce, tratamente și reabilitare, iar pentru populația incurabilă, paliație. Și iar Organizația Mondială a Sănătății spune că orice om, oriunde ar trăi, că este în mediul rural, urban, indiferent de condiția socială și vârstă, are dreptul să acceadă oricare din cele 5 programe pentru sănătatea lui. Din păcate ne uităm în jur ce se întâmplă în România și suntem deficitari pe multe programe, nu avem programe de prevenție suficient de intense, mai ales la vârste fragile și se știe, prevenția este cea mai bună metodă de a degreva întreg sistemul medical. Pentru că în momentul în care ai o populație sănătoasă, conștientă, care sunt alegerile corecte de nutriție, de viață și toate lucrurile astea, automat tot sistemul medical este mai ușurat de potențialii bolnavi care vor apărea pe viitor. De când ai preluat tu hospice-ul din 2016, cum ți se pare că a devenit accesibilă paliația publicului? Și mai mult aș îndrăzni să te întreb furnizorilor de servicii de sănătate. Lor cum li se pare? Sunt atrași de acest domeniu al paliației? Paliația începe să devină tot mai pregnantă în societatea actuală. Hospice a fost tot timpul o poveste minunată. Paliația este o poveste foarte umană, foarte reală, care cred că era insuficient cunoscută publicului larg. Și noi facem programe intense de comunicare, atât cu publicul larg, cât și cu specialiștii. Iar cu publicul larg comunicăm din două motive. Odată, în continuare, sunt foarte mulți oameni în România care nu realizează că au nevoie de paliație. Foarte mulți oameni spun, nu sunt încă de hospice, nu sunt încă de paliație și ajung la noi extrem de târziu. Am avut cazuri în care pacienți au ajuns la noi și au mai trăit cu noi câteva zile, câteva ore, la modul propriu. Și rămâne regretul că știi că ai fi putut să-l ajuți pe omul ăla, știi că ai fi putut să-l scutești de niște dureri dacă venea mai devreme la noi. Și atunci mesajul nostru către publicul larg este dacă cineva ajunge, din păcate, în această situație de a avea o boală incurabilă, curativul nu mai funcționează, chimioterapie, radioterapie nu mai funcționează, să încerce să abordeze un centru de paliație cât mai repede, pentru că are nevoie de ajutor. Separat, comunicarea noastră către publicul larg vine și către finanțator, pentru că absolut tot ce se întâmplă la noi, absolut toate serviciile pe care le oferim, și sunt multe servicii, vorbim de internare în spitalele noastre, de policlinici, de îngrijire la domiciliu, de centre de zi, telemedicină, avem 260 de angajați, majoritatea cadre clinice, care tot timpul, în fiecare zi, oferă servicii medicale și holistice de paliație. Asta înseamnă niște costuri financiare foarte mari pentru noi și putem să ducem povestea asta mai departe cu ajutorul finanțatorilor. Și atunci, da, avem nevoie de finanțare, avem nevoie de donații, avem nevoie de implicare. Și o altă zonă de comunicare intensă pe care noi o facem este cu specialiștii. Pentru că, așa cum ai spus tu, oferim servicii de formare, dar mai mult, tot timpul pentru binele pacientului, trebuie să existe o colaborare cât mai bună între medicii care trec în acest traseu al pacientului.
Și ideal este să existe o colaborare strânsă între oncolog și medicul specialist în paliație, de exemplu. Și facem aceste sesiuni de informare și încercăm să ajungem mesajul nostru să ajungă la cât mai mulți medici. Cred că e important să menționăm faptul că, dincolo de toate aceste fapte remarcabile, ceea ce faceți voi este redarea dreptului la demnitate, da, al celor cărora li se spune nu se mai poate face nimic. La voi, la hospice, se poate face încă foarte mult. Și aș vrea să te rog să-mi împărtășești o experiență pentru care s-a crezut inițial că nu se mai poate face nimic, un astfel de pacient. De când am venit în hospice, am realizat că nimic nu te pregătește pentru hospice, nimic. Oricât de mult ai ști, nu realizezi greutatea și dimensiunea poveștilor care sunt aduse de pacienții noștri. Și mi-amintesc, de exemplu, de primul copil pe care l-am văzut că s-a stins la noi. A fost traumatizant cumva, pentru că sunt mamă, n-ai cum să nu empatizezi cu mama lui. În continuare țin legătura, deși au trecut niște ani de atunci. Și acest nu se mai poate face nimic, așa i s-a spus și lui atunci, că nu se mai poate face nimic. Și într-adevăr, săracul a ajuns la noi într-o stare destul de gravă, cu cancer metastazat, cu cancer osos, care e o formă foarte dureroasă de cancer, amputat, cu foarte multe probleme. Și din păcate, cu o foarte mare lipsă de empatie și respect și tratament prin spitalele prin care a fost. Cu noi n-a mai trăit mult, a trăit 3 săptămâni, dar în aceste 3 săptămâni nu a existat nu se mai poate face nimic. Pentru că copilul a venit cu niște dureri cumplite la noi, cât a stat la noi nu a mai avut dureri. A avut parte de suport medical, a avut parte de consiliere psihologică intensă și el și familia lui. Fratele mai mic, care și el trecea prin anumite dureri, a fost consiliat, familia la fel. Și a fost un moment așa de duioșie, țin minte, pentru că exista o protejare. El încerca să-și protejeze familia, familia încerca să-l protejeze pe el, ambele părți știind ce se va întâmpla. În final, el s-a stins la noi, dar s-a stins fără dureri, s-a stins cu o familie care i-a fost alături și a fost alături într-o manieră decentă, pentru că, până la urmă, despre asta este vorba, despre decență și despre umanitate. Și ți-am zis, cu mama chiar mai țin legătura și eu și colegele mele, și e o traumă, este o durere peste care n-ai cum să treci. Și atunci noi la hospice ce încercăm? Încercăm să diminuăm durerea asta din punct de vedere a ceea ce simte pacientul. Apropo, în hospice este singurul loc în care o să auzi de conceptul de durere totală. Durere care merge pe 4 dimensiuni. Durerea fizică, socială, psihologică și spirituală. Și avem oameni, echipă, care adresează toate aceste direcții ale durerii. Pentru că s-ar putea ca tu, ca pacient, echipa noastră medicală, să-ți liniștească durerea fizică. Dar durerea ta e să fie că lași în urmă un copil, sau lași în urmă un soț, sau lași în urmă o soție. S-ar putea ca durerea să te imagine mai mult și mai tare decât durerea fizică. Colegii noștri psihologi intervin și încearcă să remedieze aceste forme de durere. Această presiune emoțională, până la urmă. Și s-ar putea ca în anumite momente, mai ales în zona terminală, s-ar putea ca cea mai importantă persoană pentru pacient să nu fie medicul, care are răspunderea cazului și greutatea acordării medicamentelor. S-ar putea să fie psihologul, sau s-ar putea să fie colegul nostru preot, sau consilierul spiritual care aduce liniște. Și atunci, apropo de acest nu se mai poate face nimic, noi asta demonstrăm la hospice în fiecare zi, că se mai pot face enorm de multe lucruri și cel mai important e să vedem ce își dorește pacientul. Ce își dorește pacientul, aia încercăm să facem. Și de cele mai multe ori, din întâlnirile tale cu ei, ce își doresc? Toți își doresc să nu fie singuri. Asta este cea mai frecventă dorință pe care noi am auzit-o. Își doresc să nu fie singuri. Și am avut cazuri în care ei chiar erau singuri la modul propriu. Am avut la noi de la renumiți cântăreți politicieni sau VIP-uri până la oameni ai străzii care au fost singuri, aparent. Le-am fost alături. Deci am avut fie oameni singuri, fie oameni cu familii destrămate și le-am adus familiile la oaltă,
fie oameni cu familii îndurerate, care nici ele nu știau cum să treacă peste durerea asta și atunci încercăm să-i facem să înțeleagă că nu sunt singuri, suntem cu ei. Ai fost inclusă de curând în topul celor mai influente 50 de femei din România. Dincolo de această distinție, care sigur este înălțătoare, ce te face să continui? Care este acel mecanism care te însuflețește să mergi mai departe? Da, m-am bucurat foarte mult că pentru al treilea an consecutiv am fost inclusă în acest top și pentru mine a fost o bucurie, pentru că în general, în aceste topuri, lumea se uită la zona de business și mai puțin la zona socială și înțelegerea mea a fost că s-a văzut schimbarea pe care noi o propunem în sistemul de sănătate. Ce mă face să merg mai departe sunt două lucruri. La modul real, hospice-ul știu că schimbă sistemul medical și îndrăznesc să spun, cu modestie și cu înțelegerea reală a ceea ce se întâmplă, că nu există la ora actuală nicio fundație în România care să fi schimbat sistemul medical așa cum o face hospice. Și mă refer aici la dezvoltarea serviciilor, dezvoltarea infrastructurii de paliație, dezvoltarea conceptului, protocoalelor, standardelor, legislației, sumele imense pe care hospice le-a atras din sectorul privat și le-a dus către pacienți, numărul impresionant de pacienți. Deci, odată, această înțelegere a faptului că noi schimbăm sisteme mă mobilizează și mă dinamizează să vreau să schimbăm și mai mult. Iar la nivel personal, și eu, ca mulți colegi de-ai mei, știm ce înseamnă să fii avut nevoie de paliație și să nu o primești atunci când ai nevoie. Și deși au trecut niște ani de atunci, mi-am promis că atât cât voi putea, voi încerca să fac alți oameni să nu mai treacă prin ce am trecut eu și familia mea. Granița dintre poveștile care inspiră acolo la voi la hospice și finalurile triste, cred că e una foarte fină de cele mai multe ori. Concret, în ce investiți timpul unui bolnav din momentul în care îl preluați? Așa cum ai spus tu, avem o abordare holistică. Asta înseamnă că pacientul nu este analizat, ajutat, evaluat doar medical, ci și social, psihologic și spiritual. Patru piloni, așadar, care stau exact la baza acestei abordări. Da. Iar pilonii ăștia se transpun la noi într-o echipă multidisciplinară pe care n-ai să o vezi în nicio direcție medicală, fie publică, fie privată, deși eu o recomand să existe și în alte zone. Asta înseamnă că fiecare pacient este văzut individualizat și fiecare pacient are un tratament individualizat. Sunt pacienți pentru care cea mai bună metodă de intervenție este la domiciliu. Sunt pacienți care au familia aproape, familia iubitoare, susține, își dorește să fie acasă până în ultima clipă, dar nu ne ajutați. Pentru că, atenție, este majoritatea pacienților își doresc să rămână acasă, dar nu ne ajutați. Să lași un pacient acasă neajutat este o traumă cumplită și pentru el și pentru familie. Deci sunt pacienți care își doresc să fie acasă, sunt pacienți care au o condiție medicală atât de grea încât au nevoie de supraveghere permanentă și atunci îi internăm. Sunt cazuri când familia are nevoie de un mic respite și atunci la fel internăm pacient. Ce derulați în prezent? Noi tot timpul ne-am dezvoltat, tot timpul am crescut, din dorința noastră de a ajuta cât mai mulți pacienți, dar și datorită presiunii pacienților. Și atunci, anul acesta, am demarat două noi proiecte foarte ambițioase. Un proiect prin care vrem să construim un nou spital dedicat copiilor. Va fi primul spital din România dedicat exclusiv cazurilor pediatrice terminale. Iar acest spital va fi în incinta centrului nostru de la Adunații Copăceni. Și vrem să strângem bani să mai construim încă un spital la Brașov, pentru că spitalul pe care noi îl avem la Brașov de 20 de ani deja nu mai face față cerințelor. Ca atare, anul ăsta am început campania de strângere de fonduri. Vor fi două proiecte care vor dura câțiva ani, sperăm să le terminăm cât mai repede și aici rog pe oricine ne urmărește, dacă rezonează cu cauza noastră și dacă vrea să facă parte la construcția a două spitale de paliație, să intre la noi pe site, pe hospice.ro și să vadă toate informațiile acolo. Și revin un pic la acest spital de copii. La ora actuală, datorită progreselor medicinii, în Europa de vest, rata de vindecare a copiilor este foarte bună, la modul 9 din 10 copii se vindecă, ceea ce este încurajator. Organismul tânăr răspunde foarte bine la tratamente, metodele de tratare sunt tot mai inovative și mai bune. Și ce m-a șocat atunci a fost, pe lângă speranța că iată se poate,
cifra la nivelul României nu este o cifră oficială, este vehiculată de cei din domeniu. Cifra în România este exact invers. Deci dacă în afară 9 din 10 copii au șanse de vindecare, în România vorbim de 1 din 10, ceea ce este șocant. Și te întreb de ce se întâmplă asta. Se întâmplă pentru că, așa cum spuneam mai devreme, nu avem programe de prevenție, diagnosticare, tratament și foarte mulți oameni și copii ajung direct aruncați în zona de paliație fără să fie avut o șansă reală la un tratament. La un tratament. Și atunci paliația ajunge să fie tot mai împovărată și tot mai prezentă în viața noastră de zi cu zi și față de această nevoie care crește foarte mult, pe zona de copii, la ora actuală, în România ai doar 5 centre în care o familie cu un copil bolnav incurabil poate să se ducă să primească servicii de paliație. Din aceste 5 centre, unul este spitalul nostru de la Brașov, care oferă și spitalizare, iar al doilea este centrul nostru de la Adunații Copăceni. Dar nu este suficient. Din nou, nu este suficient. Și atunci, sub această presiune a realității, ne concentrăm acum cât mai mult pe strângerea de fonduri ca să reușim să facem cât mai repede acest spital pentru cazurile pediatrice terminale. Cine vă este alături constant de atâția ani? Cei care vă sunt alături? M-ai întrebat, avem două categorii de oameni care ne susțin. Odată indivizi, persoane fizice, dar susținerea financiară cea mai mare o avem din partea companiilor. În totalul bugetului nostru, de exemplu, avem mai multe surse de finanțare, pentru că am spus că serviciile sunt toate gratuite, dar prioritar sunt donațiile de la companii. Cum poate cineva să ajute? Cineva care vrea să vă ofere sprijinul său? Mulțumesc de întrebare, că e foarte importantă pentru noi. Dacă cineva vrea să ne ajute, dacă vorbim de o persoană fizică, poate pur și simplu să trimită un SMS la 8864 cu mesaj timp, iar asta va însemna o donație către noi. Dacă e vorba de o companie, și cum ți-am spus, noi ne bazăm prioritar pe companii. În România există o facilitate fiscală unică în Europa care permite fiecărei companii să direcționeze o parte din impozit către o fundație, iar suma aia se deduce total din suma pe care o aveai de plătit. Concret, dacă eu aveam de plătit 1000 de lei taxe către stat, să zicem, din acea 1000 de lei, eu pot să direcționez 200 de lei către hospice, diferența de 800 de lei o plătesc către stat. Pe mine companie nu mă costă nimic. În schimb, pentru fundații și pentru noi, reprezintă principala metodă de finanțare. Și atunci rugămintea mea este pentru oricine are o companie sau știe pe cineva care are o companie să apeleze la această facilitate fiscală, să intre la noi pe site, pe hospice.ro și să ne ajute, pentru că nu îi costă absolut nimic. Este zero cost pentru companie și la modul real contează pentru noi. Și apropo de ajutat, mă gândeam, cred că, știi ce mi-ar plăcea să rămân în gândul tuturor celor care ne-au urmărit? Aș vrea să rămână în gândul lor faptul că o boală incurabilă poate lovi pe oricine, oricând. O boală incurabilă nu alege când să apară sau la cine să apară. Și, practic, toți oamenii care ajung la noi la hospice, toți, sunt mama, tatăl, fratele, sora, Doamne ferește, copilul, cuiva dintre noi. Și deși s-ar putea să fiu interpretată că sunt subiectivă, cred că hospice-ul este al nostru, al tuturor, de fapt. Pentru că oamenii care ajung la noi, cum am spus, sunt ai noștri, sunt ai noștri ai tuturor. Și vreau ca oricine ne ascultă și ne urmărește să înțeleagă că acești oameni asta își doresc, să nu fie singuri. Ca atare, ajutați-ne ca să-i ajutăm să nu fie singuri. Mirela, îți mulțumesc foarte mult pentru prezență, pentru că ți-ai găsit timp. Și îți doresc să fii sănătoasă și să ai forță să ajuți, să aduci binele în viața celor care au nevoie de el. Doamne ajută! Și mulțumesc mult de invitație! Mare drag! Și mulțumesc că mi-ai dat șansa să povestim un pic, să dăm glas celor care nu mai pot să povestească despre ei. Iar eu mulțumesc pentru găzduire Muzeului Național al Literaturii Române.